la sfârșit niște concluzii. E una din problemele care nu o să rămână, că și m-a preguntat foarte mult și... Mai departe. Deci, înțelege, în primul rând, să înțelege o înclinare din ce în ce mai puternică de a schimba muzica, muzica de a ajunge din ce în ce mai ritmată, sincopată, adică din ce în ce mai mult rock. Și o mare perioadă s-a folosit de muzica, termenul de muzică rock creștină. Să știți, o mare perioadă. Dar termenul ăsta, muzică rock creștină, datorită faptului că cântăreții de rock au declarat nu odată că ei slujesc diavolul și muzica lor e diavolul, a diavolului. Plus de asta, termenul de rock creștin vizat e un pleonat. Adică o imposibilitate de română, e ca și mai zice un diavol pocăit. Și din cauza asta nu se mai folosește termenul de muzică rock creștină, ci se folosește termenul de muzică creștină contemporană, se folosește termenul de muzică de închinare și de laudă, tot termenul mai diluat, direct în direcția asta se vede. Asta e varianta soft. Tot la varianta soft, se numește, există o tendință de a schimba manifestări. Din ce în ce mai mult, de a se ridica mâinile pe sus, de a se bate din palme, de a ne legăna, e varianta soft. Varianta hard, să ajunge la dansat, să ajunge la dans în duhul, căzut pe jos. Bineînțeles că mulți dintre voi ziceți, nu vreți să ajungi acolo, nu ne trece prin cap. Înțeleg asta și cred. Dar odată ce dai drumul la apa asta, ce dai la o parte zidul, cine mai vrește? Cine mai vrește? Există o metodă psihologică care zice, și așa se cheamă, dă-i numai degetul, cere numai degetul, după aia dai mâna și vii complet și după aia vine diavolul și pentru să-l porți în spate și la sfârșit zice că l-ai scuturat. Nu l-ai zis. Se începe cu variante soft și merg prin ce în ce mai tare variante hard. Nu? Apoi există o tendință numai de a schimba muzica, numai de a schimba închinarea, manifestări, există o tendință, ce se înțelege prin acest termen de laudă și închinare modernă, există o tendință de a schimba și îmbrăcăminte. Unii vă zic că frate, dar nu-i pomeneala de așa ceva. Iertați-mă. Dă-i putere, da. Fără să judecăm pe nimeni, fără să arătăm cu degetul pe nimeni. Ați văzut o biserică în care se folosește la maxim metoda aceasta de laudă și închinare modernă, cu tot ce ține de aia, ați văzut pe sunor cu batic în casă. Eu n-am văzut. Ați văzut un punct de închinare și laudă cu chitări rock și cu toate astea în care surorile sunt legate cu vincioși, legate cu batic? Eu n-am văzut. Vă rog mult să ne iertați, dacă există. Când pornește drumul ăsta, duce și mai departe. Deci, prin laudă și închinare modernă, se înțelege această tendință de a schimba anumite lucruri și de a deschide și noi spre modernism, spre închinări și forme de închinare mai moderne. Vreau să vă spun de la bun început că sunt anumite argumente care se aduc și foarte clar să știți că argumentele astea m-au fundat foarte mult. Să știți. Să știți că nu vă testuți orice, nu vă așteptați, dar nu o să vină și o să le critique. Nu-i adevărat. Luați-o cum o vezi, am studiat și am cercetat mult problema și cercetez. Și dacă vin și vă spun, e pentru că mi-am făcut o concluzie. Pe mine mă deranjează foarte tare. Toți care folosesc astfel cuvinte, bineînțeles că dacă e tehnică, nu, care n-au studiat problema, n-au cercetat-o, n-au citit, nu s-au uitat nici scriitori și nu le folosesc. Ca să mă deranjează. Ca să mă deranjează. Și ceea ce eu vreau împreună să vorbim pentru cei ce doresc gândească obiectiv. Eu sunt absolut convins că pe unii nu vei putea schimba niciodată. Dar vreau împreună să ne uităm și să analizăm anumite argumente obiective care mă frământă și ca lucrător și ca tată care îmi vreți copii. Deci care este, deci lauda și finale din moderne tendința din ce în ce mai tare de a se trece la o muzică din ce în ce mai săltăreață, de a se trece la niște manifestări din ce în ce mai tare, mai ieșite cu legănat, cu toate treburile, cu dansat, să știți? Și încep să vă spun care este originea acestei mișcări. Care este originea acestei mișcări? S-a mai spus aici la Ambon și cu adevărat că ăsta este adevărul, fără să supăr pe nimeni,
Originea acestei mișcări a apărut prin anii 60-70 în America și se cheamă mișcarea Jesus People. Jesus People. Datorită faptului că părinții lor trăiau într-o societate foarte materialistă și erau umblați foarte puternic în lupa după lucrurile materiale, prin anii 60-70, tinerii au fost cuprinși de o dorință de spiritual. De o dorință de spiritual. Și au încercat să caute spiritual. Bineînțeles că să-L caute prin Scriptură pe Iisus e dificil. Și cere pocăință. Și atunci L-au căutat pe Iisus prin tot felul de experiențe exotice, trans, muzică rock, țidere, care te duce în trans, prin religie orientale și prin astfel de lucruri care vă mai spune, ridicat de mâini, bătut, legănat, bătaie și șase mă consider tânăr. Tânăr. În perioada când eram foarte tânăr, să știți că era o modă și știu mai multe formații și astăzi vă puteți cita, care exact așa de concertele lor, cu mâinile ridicate pe sus, cu legănat și cu șase în sună urechi versurile lor. De aici vine. Aș vrea acum să analizăm, pentru că cei ce subțin astfel de mișcare aduc niște argumente, la prima vedere, foarte puternice. Și aș vrea să analizăm astfel de argumente, pentru că acum câte vom reuși, care de multe ori m-am gândit și eu la el. Și unul din primele argumente pentru ce te susțin astfel de tendințe este, se cheamă, să folosim muzica ca să-i atragem păcii. Să folosim muzica ca să-i atragem păcii. Și cu adevărat, să folosesc anumite concerte creștine, poate nu sunt în modă, dar sunt în România multe, în care nu vă spun că nu faci deosebire, dar mă rog, în care se folosește o muzică, muzică foarte ritmatică, foarte rock. După două ore de muzică, vine un evanghelist care face o chemare de 10-15 minute și prin asta se consideră că se atrage tinerii prin muzică la Hristos. La Hristos. Una din primele mișcări în istorie lumii care a folosit evangelizarea cu muzica a fost trezirea din Țara Galilor din 1904. Se consideră că urma acestei treziri s-a folosit foarte tare muzica pentru prima dată, s-au pocăit cam peste 100 de mii de oameni. La scurt timp, după ce oamenii aceștia s-au pocăit, se spune că n-a mai rămas nimic, atâta faptul că s-a folosit muzica. Sunt studii și v-aș ruga să citiți, care spun că la concertele astea, maximum 2% sunt considerați că se întorc la Hristos. Și de 100 care se zice că se întoarce la Hristos, doar unul rămâne și se asta cu o speranță foarte clară. Nu știu, vreau să vă întreb și hai să ne gândim logic. Este vreunul care se pocăiește pentru că ascultă muzică și poate sunt care zic, mă, eu m-am pocăit pentru că am ascultat anumite muzică. Acum nu vreau să dau un cântărețe, să înțeleagă cântărețe că dau mie. Dar cine se pocăiește că a ascultat nota 2? Sau nu știu ce gamă, gamma re. M-am pocăit pe gamma re, am ascultat gamma re. Dacă te consideră că te pocăiești prin muzică, eu iau că totuși de asta. Dacă mă uit foarte tare în Scriptură și dacă mă uit în Scriptură, fără să neglijez rolul muzică, dacă mă uit în Scriptură, n-am întâlnit evanghelizări de-a lui Pavel însoțite de cântăreți. Au folosit muzica. Nu la mică totul să nu în Roman 10:17 zice, credința vine în urma auzirei, iar auzirea vine prin cuvânt. Cuvântul. Aleluia! Zice, după ce a curățat un Efeseni, după ce a curățat un Efeseni, hai să citim un alt text, Efeseni, zice, 5:26, ca să o sfințească după ce a curățat cu primotezul cu apă, prin muzică. Cuvânt. Cuvânt. Uitați-vă în Scriptură și vă rog mult să ne arătați unde scrie sfințiți prin muzică. Mântuiți prin muzică. Curățați prin muzică.
Mijloc, muzica e un mijloc extraordinar de lăsat de Dumnezeu, dar ce are scopul în biserică? Care-i scopul? De a pregăti inimile pentru cuvânt. Amin, amin. Vorbește, Doamne. Scopul bisericii, noi nu ne adunăm aici ca să ascultăm în primul rând muzică. Noi ne adunăm aici. Și asta e scopul bisericii. Și asta e definiția bisericii. Mulțimea celor chemați afară, de ce? Ca să asculte ce Dumnezeu vrea să le vorbească. Amin. Și nu pot să zic decât, Doamne, ajută-ne la Dumnezeu. Amin, amin. Un al doilea mare argument, care să știți că mult m-am gândit la el, foarte legat de primul, prin care se încearcă foarte mult să se aducă o închinare modernă și un stil foarte tare de închinare modernă, îi, așa zicam, să facem totul să-i câștigăm pe Hristos, pe tine la Hristos. Să facem absolut totul să-i câștigăm pe tine la Hristos. De foarte multe ori m-am gândit, măi, nu-i mai bine să vină în adunare decât să meargă la Hristos. Nu mai bine să vină aici, acum ne lăsăm, Doamne, să cânte cu Dumnezeu, apoi de fapt lucrăm în casă. Nu mai bine să-i lăsăm să fie aici, acum să se manifeste în ei, cum s-o manifesta, dar principalul de ei, că stai, m-am gândit așa, ce m-am gândit pe Dumnezeu? Haide să-i lăsăm să se manifeste, fără să dau, nu vreau să dau, eu m-am gândit. Și ca lucrător, și ca nu, principalul că sunt aici. M-am uitat să știți foarte mult și în Scriptură și noi zicem să facem totul ca să-i aducem la Hristos. Eu numesc că există doar unul singur care a făcut totul pentru noi și ăsta e Dumnezeu care a dat Iisus Hristos pentru noi. Glorie Lui! Și există Iisus Hristos care a făcut totul pentru noi, s-a dat la moarte și încă moarte pe cruce. Slavă Lui veci de veci! Cantio, și dacă nu-i foarte tare în Scriptură, Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește foarte mult. Dar n-am observat tendința asta Lui de a ne accepta și cum vrem noi. Da, vinim la El cum suntem. Dar în momentul când ne-ai întâlnit cu Hristos, te spune. Aleluia! Pentru că altfel am tendința și-o, dar sunt copiii mei, văd de mine, copiii, văd să dau unii. Dar a acceptat să vină, bă, mai bine trebuie să mă vedeți pe care mă vine să vine aici. Dar iar să vină să nu. La un moment dat, în Ioan 6, se ridică Domnul în picioare și predică și ucenicilor nu le predică, nu le place. Și din cei 76, din cei 70 de ucenici, în Ioan 6, cu 6, cu 66, pentru că nu le place, Ioan 6, cu 66, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Din 70, că rămâne. Cam așa s-a luat. Cam din 1200 de metri s-a rămit cu 200. Vă dați seama ce înseamnă asta. Dar știți, mă, să fac absolut totul. Să fac absolut totul ca să nu stai. Și Domnul rog să fac absolut totul. Pe el a făcut deja totul. Se întoarce cu cei de aici, de ce știu ce, dar băi, și de zume se doar la tine se cuvinte. Glorie Lui. Una din testele care mi-a schimbat mult felul și mie îmi place foarte mult să vorbesc despre el, una din testele care mi-a schimbat mult felul de a vedea pocăința, e tânărul bogat. Vine un tânăr deosebit la Domnul, e un tânăr deosebit cu viață morală, un tânăr deosebit, deosebit. O singură problemă mică avea. Iubea bani, bineînțeles că nu-i cunoște. În loc să iubim bani, putem să punem iubit. Să punem iubit muzicii moderne, putem să punem lista lungă. Una singură. Și zice, mă șochează foarte tare, în versetul 21, Marcu 10, versetul 21, Iisus s-a uitat țintă la el. Și acum vreau să uit atent. La iubit. Domnul. Asta nu știu. Și a zis, că se vizitește un singur lucru, nu cât de bine tot ce ai, gândă să la ce le vreau cu mare cer, cu vină, ia-ți tot ce știu. Și Domnul iubește și ăsta pe și nu mai scrie nimic de s-o tot facă totul. Nu mai scrie. Nu mai scrie. Și Domnul mai zic. Eu aș fi zis și spun asta de multe ori, aș fi zis, băi, pe, nu, duceți-vă cu tată, bă, la mai demarță, mai gândiți.
Tolu a cercaš ako si. Tato dragu. I te još tu pibe, nuku te ako muto pa teče. Tome se pijem stane se da mi se znači. Amin, amin. Tome se pijem stane se da mi se pišla u muziku modelu. Tome se pijem stane se da mi se pišla u muziku modelu. Tome se pijem stane se da mi se pišla u muziku modelu. Un mare argument care se folosește și mă duc pentru mă întind mult mai mult decât vreau, care se folosește foarte mult și iar nu vreau să dau nimeni și să jignesc pe nimeni. E că muzica, frate, spune câte unul, muzica e amorală. Nu? Adică nu e nici bună, nici rea, dacă e făcută spre slava Domnului, indiferent ce fel de muzică, Domnul îi place. Nu. Și sunt unii care prezintă și iau câte o notă și zice, uite-te la nota 2, spune dacă nota 2 e bună sau rea, și nu poți să spui, nu? Cum e nota 2, re, mi, nu? Pentru că ei zic că muzica este amorală. Nu? Tot așa vreau să vă spun că și literele, dacă le iei, sunt amorale, adică nici bune, nici rele. Dacă e litera A, B, C, D, E, cum o vrei, nu poți să spui dacă e bună sau rea. Dar felul cum continui literele, poți să folosești cuvinte bune sau cuvintele. Nu continui. La fel cum combini notele muzicale, ritmurile ce le folosești, melodia, ritmurile, poți să fie o muzică bună și o muzică rea. Tinerii cunosc mult mai bine. Uitați-vă la cât și le spun lor care știu. N-a fi un film de groază. Numai muzica și petrec eu. Să vină careva să înseamnă că muzica este bună. Muzica se bună. Am citit multe cărți și vă provoc pe dumneavoastră să citiți și dumneavoastră. Anumite ritmuri, anumite muzică provoacă modificări în corp. Creșterea tensiunii, creșterea ritmului cardiac, activitatea hipofize, citiți, vă rog, foarte mult, citiți. Nu le luați. Modificări dăunătoare. Dăunătoare. Spun oameni din lume, nu am epocăiți, doctori spun. Există o muzică care provoacă modificări dăunătoare și este o muzică care produce liniște, pace, armonie. Și o muzică care produce tensiune, stres și activează poftă. Citiți la oameni din lume. Activează poftă. Acum, unii spun, păi măi frate, mie muzica asta săltăreață, îmi produce pace, liniște. E o problemă. E o problemă. Drogatul ia un bloc care pentru corpul lui îi bată mătură. De el se simte la așa pe la ce. E bun drogul pentru că lui se pare că produce pace. Întăunător. Dacă o muzică care zăunează corpului tău, ție îți produce liniște și pace și armonie, e o problemă. E o problemă. Vreau să spun că, din nou, eu consider muzica lumii extraordinar de mare calitate. Noi nu ne comparăm cu ea. Din toate punctele de vedere. Dar nu orice muzică e făcută pentru urechile sfinte. Nu sunt că spune lucruța, spun oameni din lume. Nu orice muzică e făcută care să-ți producă liniște, armonie și pace. Este o anumită muzică care cu adevărat îți produce pace, liniște, și o anumită muzică care te atâță, te provoacă, aduce stres, îți activează hipofiza, care atâță, și nu pot imagina, indiferent de câte câtă bunăvoință mi-aș da și noi nu le spun când la cercetarea, sunt oameni care la cercetarea. Nu pot imagina că Dumnezeu îi place o astfel de muzică. Nu pot imagina. Există voi un alt argument, că vreau să mă duc mai departe, un alt argument. Tot despre termine, dar că nu le mai termin. Un alt argument, frate, îmi mișcă inima. Îmi mișcă inima. Și aceste forme de închinare și laudă, în care se ridică mâinile pe sus, balansează, sau se pune mâna pe inimă și cântăm mai sus, sus, sus. Pare multă cercetare și sunt mulți care sunt prinși de această cercetare și noi ce m-am simțit extraordinar de cercetare. Să știți că și cu asta e o problemă, fără să jumesc pe mine și fără să dau de amuzutez. Nu? N-am să vă spun dacă era biserică de România, iar am scap să vă spun. Dacă o întrebați, nu, fără să critic, fără să critic, nu?
And in Bible, it's no sex, no drop, only Jesus. No sex, drop, only Jesus. Ai miele, Doamne. Poate cele spirituale deosebită. Cele spirituale, o cercetare deosebită. Problema la astfel de manifestări, la astfel de manifestări, le văd eu, că Iisus îi văd numai ca un iubit ceresc, în care îl iubești și te-a făcut. Și cu adevărat nu se știe cine e. Nu se știe cine. Lipsește absolut, așa cum zice și textul de astăzi, înțelegerea că Dumnezeu este un foc mistuitor. Lipsește absolut înțelegerea eflaviei, a respectului față de El. Amin. De Dumnezeu, Iisus nu te apropie ca de un iubit. Iar Iisus te apropie așa cum era în vechime. Casa Domnului. Casa Domnului. Casa Domnului. Și atunci El de mare adunare este te ia și te ridică. Glorie Lui vorbește, Doamne. Asta e cu eflavie. Asta este un mare lucrare. Vorbește. Nu legănatul la un timp și vai ce ne-a mișcat inima și vai ce cercetat am fost. Și asta nu se știe. Lacrimile păcatului. Lacrimile recunoaștere. Venit înaintea Domnului Dumnezeu. Asta nu ne-a mișcat. Bineînțeles că am avea și noi pe la un mic nivel, există nevoie de sentimentalism. Deși cel dragul legănatul românesc un sentimentalism e desuet, libidinos. Când te apropii de Domnul, te arunci la pământ înaintea Lui. Amin, amin. Zici, ai milă de mine păcătosul. Amin, amin. Zici, dă-mi neprihănirea care vine din tine. Amin. Și abia apoi primești pace și abia apoi primești bucurie. Glorie Lui. Și dacă nu înțelegi unezi, dar de ce nu și nu-mi comentează, nu-L cunoști pe Domnul. Nu cunoști focul mistuitor. Nu cunoști Sfântul Iisus. Glorie Lui. Petru, când are de-a face cu Iisus, zice, pleacă de la mine, pleacă de la mine, Domnul. Nu știu pe Domnul. Un alt argument, și cu asta totul vreau să închei, care se aduce foarte tare și unii spun foarte tare, frate, dar unde scrie în Biblie că muzica este păcat? Unde scrie în Biblie că închinarea asta este păcat? Nu? Să știe el. Unde scrie în Biblie? Nu? Păi eu pot să mă duc și mai departe și să vă întreb pe dumneavoastră unde scrie în Biblie că fumatul e păcat? Unde scrie în Biblie că drogul e luat, drogul e păcat? O venit la mine cineva și m-au spus public pe cum e mulți ani și mi-a zis, unde scrie în Biblie că fumatul e păcat? Unde scrie în Biblie că fumatul e păcat? Fără să vreau o cameră, dar eu am venit o lumină pe locul Iisus și am zis, ia citește pe pachetul ăla ce scrie. Ce scrie? Păi el zice, scrie că fumatul este dăunător sănătății. Da, zic, și citit. Zic, cine a zis asta? Păi zice, nu imaginezi că doctorul. Păi dacă doctorii cu oameni din lume zic că fumatul e dăunător, un om spiritual, e dacă cu înțelepciunea lor, văd asta, un om spiritual care ar trebui să aibă o înțelepciune mult mai înaltă, un nivel mult mai înalt. Poate să zică că ăsta e bun? Poate să zică. Dacă vin oamenii din lume și acum trec la muzică și zice că muzica asta e dăunătoare, oameni care cercetează Domnul și toate așa, atunci venim noi ca oameni spirituali și zicem că muzica ar trebui să avem un nivel mult mai înalt de cunoaștere, de înțelepciune și de lumină care vine de sus și să zicem că muzica asta e foarte bună. Ne putem vedea. Apoi unul dintre argumentele foarte tare care se zice, băi frate, uite un vechi, mai vorbești de bățuri din palme, mai vorbești de dansat, mai vorbești de ce. Mă, îmi place foarte mult că mulți care aduc astfel de argumente din vechiul, când e vorba să le trebuiești din vechiul și zice, hai să luăm și din vechiul atunci. Pedepsitul cu vinicirea, cu vinicirea. A, nu, numai de mără. De ce trebuie să spui, de ce nu luăm din vechi, luăm din vechiul numai lucrurile care nu poate? De ce luăm? În vechiul sunt multe lucruri care noi trebuie să ne ridicăm la un nivel mai deosebit bine. Amin. Unul din exemplele clare, în vechiul, poporul Israel, făcut din oameni mai sunt un fel și altul, evrei numai prin naștere, li se permitea, de exemplu, să aibă două soții, un exemplu clar. Li se permite nouă așa ceva? Nu. Ori decât multe li se place și ne place mai mult nouă
dragoste iubiți-ne pentru biserică și iubesc în biserică. Standardul mult mai ridicat. Știți, mult mai ridicat. În vechi erau numai preoți, la mai zice parte din poporul lui Israel. În nou, suntem toți preoți și împărați. Ajută-ne, Doamne. În vechi sunt numai anumite cerințe numai pentru preoți, dar cerințele pentru noi care suntem toți preoți și împărați sunt pentru noi toți. Ajută-ne, Doamne. Am avea să trăim numai la partea de scurt. Cum ar trebui să fie lauda și închinarea care să placă nouă, Domnul? Cum ar trebui să fie această laudă și închinare? Eu zic că această laudă și închinare care se placă Domnului, ca să fie o închinare plăcută pe lacă și frică, cum zice textul din Evrei, în primul rând ar trebui ca în ea să se vadă Dumnezeu. Amin. În ea să se vadă Dumnezeu. Vorbește, Doamne. Fără să ating pe inimea și fără să mă leg de inimea, imaginați-vă o biserică cu o închinare modernă. Hai să rugăm să fie har, să fie soft. Închinare modernă. Imaginați-vă o biserică din asta. Și imaginați-vă că intră Domnul. V-ați imaginat pe Domnul când intră, trecând și el și dând la chitară. Îți imaginați că Domnul face așa ceva? Niciodată. Sau v-ați imaginat pe Domnul când intră și ridică și el mâinile și se bălânează și... Vă imaginați pe Domnul? Vorbește, da, dă-i putere și să te rog. Oare Domnul dacă am intrat în mijlocul nostru, ce-am face? Ne-am ridicat sus și bate din palme. Oare nu ne-am aruncat la Domnul? Amin, amin. Oare nu am strigat? Există închinarea plăcută, închinarea așa face în testul de astăzi, în care cu adevărat se vede caracterul lui Dumnezeu. E sfânt, caracterul pe flavie, de Dumnezeu. Asta e închinarea plăcută. Oare și nu metodele noastre, Doamne, în lumești, care ne plac mult. Apoi, astfel, o altă închinare plăcută, care îi place Dumnezeu, eu cred că e o închinare în care se vede ea adevăr. Se vede ea adevăr cu amare, care e Hristos. Amin. Nu sunt de acord cu nicio melodie în care nu se accentuează pătășimea noastră, păcatul nostru. Închinarea care o provădești nu-i de la Domnul dacă accentuează mai mult ritmul, și nu plânsul pentru păcatul nostru. Închinarea care o place nu cred că e plăcută Domnului dacă acceptează mai mult legănatul șoldurilor și nu strigă pe aimită de noi, Doamne, că fără tine pierim. Vorbește, Doamne. Tine pierim. Asta se vedea de noi. Asta e de noi. Și o închinare plăcută Domnului nu numai că trebuie să accedeze adevărul, nu numai să slăvească pe Domnul, ci trebuie să ne ducă departe de Domnul. Amin. Amin, amin. Închinările în care între noi, în noi, în noi, se ațință lumea, eu nu cred că se plăcute. În care se ațință plăcutele, în care într-un fel sau altul se pornește carnea, eu nu cred că e plăcută Domnului, indiferent de muzica aia, din cauza asta. Orice muzică. Care nu-i apropie la mâine de Hristos și ne duce lumea. Prietenie cu lumea este mășie cu Dumnezeu. Vreau să vă spun, iubiți mei, și vreau să încheie, mă duc prea mult. Trăim niște vremuri de mari confuzii și o numesc Iisus a făcut totul pentru noi. Glorie. A murit pe cruce. Moarte. Moarte. Majorului timp a făcut. Iar așa cum suntem. Exact așa cum suntem să vedem. Numai singura mare problemă care nu înțelegem, dacă te-ai întâlnit cu Domnul, iubitul meu, dacă te-ai întâlnit cu Domnul, dacă cu adevărat a existat o clipă în viața ta în care te-ai întâlnit cu Domnul și să dea seama de cine este El, de dragul Lui, trebuie să fii în stare să renunți la tine. Amin. De dragul. De dragul. Cine nu se leapă de tot ce are, nu poate. Nu poate. De dragul lui. Aș vrea să închei după ce spune în seara aceasta. Haideți de dragul lui.
să dăm o parte toate atracțiile lumii. Amin. Să dăm o parte toată filozofia și toate părerile moderne. Amin. Să dăm la o parte de toate ideile care încearcă de un fel sau altul să ne se impună, că așa societatea modernă trebuie să fim deschis, nu înguiați, nu în fundamentalism, nu în buști. Care scurtă? Ai mie, da. Care duce special în gust. Poate, în gust, nu puțin, Sfântul din toate lui Iisuse, noi te vrem pe tine. Amin. Noi vrem să fim printre acei puțini care stau lângă tine. Amin. Noi vrem numai familie noastră, vrem ca biserică, vrem personal, să fim printre acei care sunt gata să intre pe poarta lungă. Pe poarta lungă. Amin, amin. Și de dragul tău să fim în stare să renunțăm. Și pentru noi, așa cum zice în Scriptură, dar la tătăr, la primul ce există, ce ne împiedică pe noi? Pe o anumită muzică să te părăsim pe tine. Pe anumite închinări și forme de închinări să te folosim pe tine sau să nu-ți placă ție. Pe anumit fel de manifestare noi să denunțăm la tine. Pentru că e modelul. Noi pe tine te vrem, Iisus. Amin. Aleluia. Haideți să vă ridicăm în picioare, să venim cu această rugăciune înaintea Domnului. Starea, umple-mă cu
aștept Iisuse drag ca să vii la mine. Eu te aștept Iisuse, te aștept să vii.